Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti împreună fursecuri Snickers. Este o rețetă foarte rapidă, foarte ușor de pregătit și fursecurile sunt un adevărat deliciu. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum le pregătim! Pentru fursecuri vom avea nevoie de 180 de grame de unt moale, un praf de sare, 50 de grame de zahăr pudră, o linguriță pastă de vanilie, 150 de grame de arahide mărunțite, adică alune de pământ, și 280 de grame de făină. Adăugăm făina puțin câte puțin, frământăm până vom obține acest aluat. Vom lua o bucățică din aluat, vom presăra puțină făină și vom întinde o foaie. Nici foarte subțire, dar nici foarte groasă. Vom tăia fursecurile cu o formă rotundă de 5 cm. Așezăm fursecurile în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt și le vom da la cuptor timp de 12 minute la 180 de grade Celsius, cu căldură jos și sus. Primele noastre fursecuri sunt gata, le vom scoate pe un grătar și vom continua până vom termina tot aluatul. Am copt toate fursecurile, acum le vom umple. Pentru a umple aceste fursecuri vom avea nevoie de caramel, arahide. Caramelul l-am pregătit din 250 ml frișcă lichidă cu 38% grăsime și 150 de grame de zahăr. Deasupra vom pune ciocolată albă topită, am topit 150 de grame de ciocolată albă și le vom așeza pe un platou. Le vom lăsa să se întărească ciocolata. Eu mi-am lăsat câteva fursecuri și fără să le umplu. Sunt foarte aromate și foarte fragede. Pentru decor vom topi 250 de grame de ciocolată neagră, iar acum vom glazura fiecare fursec în parte, așa cum vedeți că procedez eu în imagine. După cum ați văzut, dragii mei, nu este deloc greu de pregătit și sunt un deliciu. Acum le vom lăsa să se întărească ciocolata. După care le putem savura. Sunt niște fursecuri destul de simple, rapide și foarte bune, ideale pentru orice tip de ocazii. Deci, dragii mei, vă doresc poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor! Pa, pa!